Bună seara, bună seara! Bine v-am găsit la cea mai interesantă discuție a momentului, zic eu. Bună seara, Igor Bergler! Ceau, Lavinia, salutare! Sunt onorată să întorc și eu așa camera. Sunt onorată de faptul că editura Litera mi-a propus să am o discuție cu tine și cu cititorii tăi înfocați cu privire la noua carte care apare când pe piață? Când apare pe piață? Curând. Uite, avem aici să arătăm în premieră. Arată-ne-o. Astăzi a sosit. Sunt norocoasa care a văzut-o așa în momentul în care ai pus și tu mâna pe ea. Da, da, exact. Așa arată. Uite, deja suntem salutați de către cititorii tăi. Da. Da, îi rugăm să ne pună și întrebări, să ne scrie și întrebări, pentru că vrem să răspundem, nu? Vrei să răspunzi la toate întrebările cititorilor în seara asta? Câte pot, câte mai. Toată lumea care e online să scrie ceva acolo, ca să știm și noi cât suntem. Bună seara, bună seara tuturor. Deci, așa arată, fără suprapoperta. Frumos, frumos. Și asta e cartea. Azi am primit-o, de mâine o să am câteva zile lungi de semnat non-stop și pe măsură ce mi le pleacă spre cei care le-au precomandat ca să ne ținem de cuvânt și să ajungă înaintea tuturor, să primească înaintea tuturor. Uite, Igor, cititorii spun că arată minunat coperta, da, arată minunat cartea. Bună seara, Hunedoara. Și din Sibiu, uite. Bună seara tuturor! Gata, nu mai zic încă o dată bună seara, că o să epuizăm. O să ținem într-o bună seara până în final. Igor, cât a durat? Cât a durat din momentul în care ai așternut pe hârtie, mă rog, sau pe tastatură, primele rânduri din carte și până a apărut ea și o ai în mână? Cartea asta trebuia să apară în 2019. Așa. Pentru că așa am promis că din 2 în 2 ani scoatem o carte din seria Charles Baker, dar din motive de pandemie și alte motive de alte feluri, iată că apare cu o întârziere de 2 ani chiar, nici măcar cu o întârziere de un an. A fost și cea mai grea carte, adică am muncit cel mai mult, partea de documentare aici a fost foarte vastă, adică extrem de pretențioasă, mai ales că, așa cum știți, când vorbim despre istorie reală, nu pot să greșesc, pentru că mulți dintre cititorii mei mă verifică maniacal, așa că subiectul fiind foarte sensibil, nu pot să greșești după aia să fii luat în balon, așa că le garantez sau vă garantez cititorilor mei că nu o să fie înșelați deloc de ce se întâmplă aici. De uite, deja ești întrebat care a fost inspirația pentru carte. Da, nu pot să spun așa ceva. Nu știu cum ideile astea. E o întrebare la care... Ai zis că o să răspunzi la cele mai incitante întrebări. Poftim? Ai zis că aștept și întrebări incitante și o să răspunzi la cele mai incitante. Dar asta nu se poate răspunde. N-ai cum să-ți dai seama când îți vine o idee și cum îți vine. Pur și simplu ea se construiește în timp. Așa. Așa că... Așa-i. Care e următorul titlu? Ia uite. Adică de-abia ai terminat cartea, de-abia a apărut. Urmează și deja lumea vrea următoarea carte. Aici la final scrie, hai să le arătăm așa în avantpremieră, nu? Aventura continuă în minciuna lui Michelangelo, partea a doua, profeții Sibile. Deci asta e prima parte din minciuna lui Michelangelo, ea se termină într-un fel, deci nu o să vă lăsăm un an sau doi să așteptați cu sufletul la gură să vedeți cum ce s-a întâmplat. Deci 90% din ce aici, din enigmele de aici sunt rezolvate. Rămâne însă lucrul ăla cel mai mare, cel mai apăsător de lămurit în volumul următor. După care urmează, dacă om supraviețui, și asta cred că e, nu știu dacă e în premieră, urmează Apocalipsa după Charles. Astea sunt cele două. Igor,
Uite, o altă întrebare. Câtă cercetare este în spatele scrierii unei cărți de genul acesta? Este o provocare? Există, așa, grosă modă vorbim când vorbim despre ficțiune, două tipuri de abordări. Îmi cer scuze. Nicio problemă. Scritorii aceia personal care scriu totul din stomac, din ce au digerat, sigur, din ce au citit și n-au nevoie să documenteze, sunt cărți de alt tip. Și tipul ăsta de fact and fiction, factition, cum se cheamă el, unde punem mare greutate pe istorie reală, având grijă să introducem în locurile unde istoria e neclară, interpretările noastre sau ipotezele noastre despre ceea ce s-ar fi putut întâmpla la un anumit moment dat. Cărțile mele, cum știu cititorii mei, au mare legătură cu istoria, dar nu sunt cărți istorice. Ele se întâmplă astăzi, în romanul istoric știm că lucrurile se întâmplă într-o altă epocă. În cărțile mele lucrurile se întâmplă astăzi și se întâmplă și în minciunea lui Michelangelo, dar trecutul are consecințe asupra ceea ce trăim astăzi, prin diverse lucruri. Avem de-a face cu o conspirație. Cea mai mare conspirație din istoria umanității, după părerea mea, e, cum să zic, pusă sub semnul întrebării în această carte. Nu știu dacă e lămurită, probabil va fi lămurită în volumul 2, sau unii dintre cititori se vor lămuri într-un sens, alții mai puțin. Alții în altul, așa e. E cea mai mare conspirație sau conspirația care prin întinderea ei și în timp și ca forță a avut cea mai mare influență asupra părții noastre din omenire, să spunem așa, partea europeană și americană. Acum te rog să ne spui, uite, vrea să știe o cititoare, în ce a constat documentarea pentru minciuna lui Michelangelo? În ce constă în orice carte? A trebuit să citesc tot ce am putut sau tot ce am crezut că e important sau am considerat că e important despre subiectul pe care îl abordăm. Nu e unul singur, sunt mai multe subiecte și subiecte, așa cum ne-am obișnuit și în cărțile anterioare. Arhive, biblioteci, discuții cu specialiști foarte mari în domeniu. La această carte, de exemplu, am avut plăcerea să-i cunosc pe doi dintre cei mai mari specialiști în Noul Testament, pe profesorul Bart Ehrman de la Chapel Hill din California de Nord. E unul dintre cei mai celebri profesori de teologie, mă rog, de criticism biblic, de specialist în Noul Testament. Și pe celălalt, nemezisul lui, fața cealaltă a medalii, oponentul lui cel mai teribil, care este Richard Carrier, și el doctor în istorie, care are o cu totul altă perspectivă asupra subiectului pe care îl tratăm. Cartea asta nu e o carte aridă despre discuții filozofice sau așa mai departe. Da, chiar este o întrebare. E o ficțiune, minciuna lui Michelangelo, sau e carte ficțiune sau documentare istorică? Nu, e o carte de ficțiune cu multă documentare istorică. Exact. Cei care au citit Biblia Pierdută și Testamentul lui Abraham știu cam cum scriu. E destul de greu de explicat. E o ficțiune care, cum ziceam, are la bază sau discută perspective asupra unei istorii care e încă și acum neclară. Sau începe de acum să fie mai neclară decât a fost în ultimii 2000 de ani, ca să spun așa. Vrea cineva să știe cum ți-ai descoperit talentul de a scrie? Nu, nici asta. E o întrebare la care nu pot răspunde. Mulțumesc, e drăguță. Nu știu. E drăguță. Da, e drăguță. Nu știu dacă am talent sau nu. Dar în școală, uite că te întreb eu. În școală scriai? La literatură scriai compuneri frumoase? Bă, nu mai știu. Nu mai știu. Scriam prostii din alea de scriau toți copiii la școală. Nu cred că e relevant. Depinde de școală, că la școlile foarte mici toți scriu foarte frumos despre vacanțele la bunici. Eu nu prea am scris perle, cred. Nu pot fi taxat după asta. Am scris mult și înainte. Eu am scris scenarii de film înainte de a scrie cărți și nu unul, ci cu zecile, dintre care unele s-au și făcut. Am scris multă critică și istorie a cinematografului, pentru că specializarea mea este prima dintre ele, este cea de regizor de film, prima facultate, a doua facultate, cea de scenaristică și filmologie. Am fost acolo la vârful unei reviste pe care unii și-o amintesc, care e ProCinema, cofondator al ei și acolo în comitetul de redacție
Și am scris câteva mii de articole de întâmpinare, în special despre cinema, înainte de a mă apuca să scriu ficțiune. Există o persoană care te-a susținut sau un fapt care te-a inspirat în scrierea cărții? Asta cu faptul ne-am lămurit cum stau lucrurile, persoana. M-a inspirat viața. Toate faptele din jurul nostru, din jurul celor două teme mari care sunt creștinismul și Michelangelo și Renașterea, m-au inspirat, sigur. Fără de ele n-ar fi fost cu putință carte, fără existența lor. Persoane, nu m-au inspirat persoane. Aș vrea să vă întreb dacă ceea ce vom afla în această carte misterioasă, zice cineva, ne va face bine sau rău? Nu știu. Dacă fumezi marihuana... Îți face bine sau rău? Nu e așa acolo. E clar că îți face rău. Îți facă rău, dar dacă o folosești în scopuri medicale, nu, s-ar putea să facă bine. Acum, asta depinde de fiecare. Dacă, de exemplu, folosiți cartea să vă loviți un vecin în cap cu ea, e o carte destul de groasă, e o cărămidă, s-ar putea să-i faceți rău. Dacă îi citiți seara înainte de culcare, s-ar putea să-i faceți bine. Depinde cum abordezi cartea asta și depinde cu ce prejudecăți pleci la drum. Asta e de punctat asta. Exact. La cap și nu vrei să afli lucruri noi, fie și numai ca să îți reîntărești părerea pe care o aveai înainte, sau să fii dispus să-ți schimbi părerea dacă crezi că argumentele din cartea asta sunt suficient de puternice, atunci o să-ți facă bine. Dacă ai prejudecăți grele și nu ești dispus pentru nimic în lume să renunți la ele, nu ești dispus să îți deschizi mintea și să polemizezi fie și în gând cu autorul, atunci o să suferi destul de tare, o să-ți facă rău cartea asta. E o carte care în general le face rău oamenilor care refuză să gândească cu capul lor, care vor să fie ei gândiți de către prefabricate pe care le-au moștenit sau le-au învățat dintr-un loc și în altul. Nu e o carte tezistă niciun fel, sunt prezentate, dacă vorbim despre creștinism, toate pozițiile, dar nu e o carte despre creștinism, nu o luați așa. E un thriller, în primul rând, un thriller care vă va distra. Cineva întreabă chiar dacă are cartea o tușă anticreștină. Asta rămâne să stabilească cititorul. Stabilească citind-o. Pe când un film, după una din cărțile dumneavoastră, când s-a îndurat cineva să-l facă, am primit două propuneri din România, dar din păcate cărțile mele sunt cărți care au nevoie de... De filme scumpe, sunt filme cu buget foarte mare. De buget mare. Pentru că altfel riscăm să le transformăm într-un fel de teatru filmat. Minimal, nu, e imposibil. Și ar fi păcat. Da. Am avut două propuneri din România, recunosc. Una chiar destul de generoasă, nu pentru mine, ci pentru felul în care arăta proiectul, dar tot mi s-a părut prea, prea puțin. Nu bani pentru mine încă o dată, ci felul în care se punea problema de la decoruri până la scenariu, până la actori, până la cine urmează să joace. Nu vreau să dau drumul oricărui tip de film, numai de dragul de a avea un film despre după cartea asta. Mi s-a propus și de către o mare canal de televiziune de streaming, dar tot nu m-au convins condițiile lor. Așa că prefer să-mi asum riscul să nu... Să mai aștepți. Să nu se facă deloc, decât să-l fac așa. Întreabă cineva dacă este o carte care se va citi pe nerăsuflate. Nu știu, am scris-o pe nerăsuflate timp de 2 ani. Poți să răspund eu sau mă las să răspund eu? Te rog, uite, asta e întrebarea pentru Lavinia, care a fost unul dintre primii cititori ai acestei cărți. Nu era încă nici terminată când a citit-o. Când a făcut prima emisiune la canal 33, la ea, da? În timp ce o citeam, veneau noi pagini, am citit-o în 2 zile și 2 nopți. E extraordinară, să știți. Acum, să nu fiți dezamăgiți să ziceți așa, o carte groasă și atât de scumpă să termine atât de repede, nu merită. Nu. La vine a stat 2 zile și 2 nopți, dar nu trebuie să faceți la fel. Da, cred că e un page turner, ceea ce se numește un page turner, ăsta e un barbarism așa, dar el în engleză
desemnează o carte care te obligă să întorci și, și pagina următoare și tu vrei să renunți și tu vrei să... Din cauza asta și sunt și capitolele scurte, așa cum v-am obișnuit, o puteți întrerupe oricând și o puteți relua oricând. Adică puteți zice, mai am puțin până termin capitolul ăsta. Sigur, după aia o să ziceți, păi dacă tu s-a terminat și următorul e destul de scurt, hai să mai citesc un pic, că mai am puțin până termin. Și în felul ăsta a pățit și la vine. Tot a zis, mai capitol, uite și ăsta, nu mai atât de mult, hai și așa, așa. Și așa, n-am mai putut să doarmă, da. Dragă cineva, dacă ai fost inspirat de Dan Brown? Nu, deloc. S-a tot vehiculat acum. Deja de la a doua carte nu s-a mai spus chestia asta. Au fost niște indivizi care n-au citit cartea, prima, Biblia pierdută, care au băgat chestia asta. N-are nicio legătură. Vă rog, citiți cartea mea și comparați cu cărțile de Brown. Nu vreau să zic că e mai bună sau mai rea, dar îmi pare rău. Cărțile de Brown sunt rudimentare. Nu la nivel de acțiune și de thriller, sunt foarte interesante și foarte bine construite. Dar cel puțin, din punct de vedere istoric, Barterman, la care m-am referit, a zis despre Codul lui Da Vinci că erata e mai groasă decât cartea, erata istorică. Deci a și scris o carte care a apărut în limba română prin 90 și ceva, imediat după Codul lui Da Vinci la câțiva ani. Profesorul Barterman a scris o carte, Erori în Codul lui Da Vinci, și încă o dată cartea e aproape mai groasă decât Codul lui Da Vinci. Ori eu îmi respect cititorii. Cred că deci n-am nicio legătură. Încă o dată, Dan Brown construiește excepțional, face personaje bune, are un thriller excelent, dar partea de istorie este, cum zic, nu că nu face cercetare, nu face deloc. A luat după ureche două pagini din Wikipedia și l-a transformat în carte. Și știm bine că Wikipedia este Erorpedia, nu trebuie să vă luați. Toți cei care vă raportați la Wikipedia faceți o mare greșeală, nu are un dicționar. Un dicționar în care oricine, fără niciun fel de pregătire, poate să completeze acolo și nimeni nu-l verifică, deși teoretic ar trebui să existe verificări, dar nu sunt, ăla nu e un dicționar serios. Ori, din punctul meu de vedere, am pretenția că muncesc atât de mult la documentare pentru cărțile astea, inclusiv pentru a le da cititorilor mei lucruri importante într-un spațiu mic. Eu citesc sute, poate mii de cărți, de manuscrise, de lucruri rare pe care le pot găsi și le încerc să fac un rezumat, așa, un fel de compendiu, care al minteri îți ia 2, 3, 5, poate 10 ani să-l faci ca să citești tot asta. Ori eu le fac asta în pastile, în cărțile mele mici. În sensul ăsta, cărțile mele au cumva un rol educativ pentru dezvoltarea culturii generale. Acum, uite, două întrebări și ți le spun împreună pentru că se completează una pe alta. Dacă ești pasionat de istorie și ce anume ți-a trezit această pasiune pentru istorie, pentru adâncurile istoriei, scrie cititor. Nu pot niciodată să răspund la întrebări despre asta, cum ți-a venit ideea, de ce ți-a venit, ce ți-a stârnit pasiunea. Nu există un moment pe care eu să-l pot identifica în trecutul meu și zic, atunci s-a întâmplat, am avut o revelație. Asta dacă vezi, nu știu, o femeie care îți place, poți zici, când am văzut-o, am fost eravisat și mi-a tăiat respirația. E un lucru care se construiește prin educație în timp. Istoria e interesantă pentru că nu e o știință exactă, în ciuda a ceea ce ar putea să creadă lumea. De fapt, amicul meu, Pavel Șușară, a spus odată că istoricii sunt scritori de ficțiune lipsiți de imaginație. Noi nu suntem istorici, luăm și partea aia de ficțiune a istoricilor, că și aia e ficțiune, nu? Cât timp n-ai dovezi scrise, trebuie să umpli golurile. Ori atunci un autor care se ocupă și cu părți de istorie umple și golurile pe care le umplu istoricile și mai adaugă și un pic de imaginație, deci face istoria mai interesantă. Uite, vrea cineva să știe, de fapt mai multe persoane vor să știe, dacă ai o carte preferată, nu scrisă de tine, o carte preferată la care te întorci de fiecare dată cu drag. Am multe cărți preferate. Și nu ne zici. Nu știu, cartea mea favorită e Schweik. Peripețiile bravului soldat Schweik în Războiul Mondial. E cartea pe care o tot citesc de la 8 ani, 9 ani, cred că am început să o citesc. Și pe care cred că le-ai recomandat-o și celor mici, că întreabă cineva dacă ai recomandat o carte copiilor, că tot a început azi școala. Cine a scris Terra Nostra acolo? Cineva șmecher acolo care a scris Terra Nostra? Adriana? Așa, să văd, nu mai văd. Adriunu zice Terra Nostra. De ce ați întrebat? Aha, am înțeles. Doamna Marghescu. Adriana Marghescu, da. A citit undeva, cred că am zis, de Terra Nostra. Și eu vă salut. Terra Nostra e o capodoperă,
mă lupt cu editura noastră, prietenă, Litera, să o ia și să o publice. În literatura română lipsesc multe titluri, în limba română, din păcate, lipsesc multe titluri importante, în special cărțile astea documentare, de cercetare, științific sau quasi-științific, chiar dacă sunt popularizatoare, dar lipsesc și câteva romane esențiale ale omenirii și Terra Nostra e unul dintre ele. Da. E un roman de Carlos Fuentes, e foarte gros, are vreo 1000 și ceva de pagini, dar Kundera o consideră, Milan Kundera, nu? Un mare scriitor la rândul lui, consideră Terra Nostra una dintre primele 10 cărți scrise vreodată, o pune alături de Don Quixote acolo, de exemplu, și eu tind să fiu de acord cu el. Da, e o carte foarte, da, e o carte destul de greu de citit. Va fi disponibil un audiobook? Cu minciunea lui Michelangelo? Nu știm încă, discutăm cu editura. Problema cu audiobook-ul e că în limba română nu prea există cultura audiobook-ului. Da, am văzut mai multă lume și ea de pe Audible, dar sunt în engleză și sigur și eu mi-aș dori multe dintre cărțile alea în română. Mai ales când e vorba de literary fiction, pentru că oricât de bine ai vorbi în engleză, dacă nu ești nativ, tot mai ai niște probleme și... ai vreo traducere bună. Nu știu dacă va fi. Am început audiobook-ul pentru testamentul lui Abraham înainte. Așa. De... dar a venit pandemia și s-a blocat proiectul. Poate îl reluăm. Să vedem. Da, nu ați reușit să terminați încă audiobook-ul pentru testament? Nu. 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 Se poate cumpăra cartea și în format digital sau se va putea cumpăra cartea și în format digital? Și asta e o discuție complicată. Okay. Probabil că da. Celelalte cărți ale mele încă nu sunt în format digital, ceea ce e un mare păcat, dar a fost o problemă cu copyright-ul și cu felul în care se fură lucrurile. Așa e. Și se piratează. Dar acum înțeleg că lumea s-a mai schimbat, nu mai e chiar atât de grav, cărțile sunt mai bine protejate. Și s-a mai schimbat și legislația. Biblia și... da, dar n-ai cum să... e foarte greu de prins. Acum pirații trec dincolo de legislație. Exact. Da, foarte probabil va fi și ediție electronică, da? Pentru că avem foarte mulți cititori în străinătate și foarte mulți oameni care nu sunt câteva milioane. Parcă totuși cartea așa pe care o ai în mână și o poți mirosi, e altfel de carte. Păi o poți mirosi, da, uite, eu nu știu cât am, câteva mii de volume a trebuit să cumpăr, în afară de bibliotecile în care am fost și în arhive, pentru cartea asta. Dacă mi le-aș fi cumpărat pe toate fizic, oricum nu mai am loc în casă. Mai puneai la vecini, mai... mai pui la vecini, mai tot, după fiecare carte donez 5 saci. Eu, că mi-ai povestit. Care le-aș ține, sincer, dar nu mai am unde. Deci. Și atunci... economia de spațiu pe care ți-o faci o carte electronică e foarte bună. Te obișnuiești, nu e atât de greu. Sigur, cei care avem așa relații erotice cu cărțile, ne place să le mângâiem așa, că uite, sunt frumoase. Nici o carte electronică nu e așa de frumoasă. Nu? Și costă cam la fel, adică diferența de preț nu e foarte mare. Uite, îmi place întrebarea asta. Dintre cele 4 cărți scrise de dumneavoastră, pe care o puteți numi cartea mea de suflet? Dintre cele 4 cărți scrise, pe care o numești cartea ta de suflet, eu, dacă o poți numi. Asta? Da. Aveți copii. Dacă aveți 3 copii, puteți să spuneți că unul dintre ei e copilul nostru de suflet. Poate, în interiorul dumneavoastră, dar în niciun caz în public. Nu e una care îți place mai mult? Nu. Nu, îmi plac la fel de mult, ca să zic așa. Am sensibilități de un anumit tip pentru unele și pentru altele. De exemplu, mie îmi place foarte tare cartea care s-a vândut cel mai puțin. E vorba despre 6 povești cu dragi. 6 povești cu dragi, e foarte frumoasă! Cum să zic, după părerea mea... e foarte frumoasă! Eu o explozie de fantezie, așa, un joc foarte simpatic și pe care mulți din cei care mi-au cumpărat romane nu le-au cumpărat pentru că le e frică de cuvântul ăla, draci, din titlu. Da, da. Dă măsura înapoierii în care suntem. Adică, dacă nici cuvântul nu poți să-l pronunți, atunci ce vă fac dracii? Dracul e, cum să zic, motorul dezvoltării. Asta o știa Goethe, da. Mefistofel ăla e cel care dezvoltă lumea.
oprim, pentru că îl ajută pe Faust să facă lumea mai viabilă și mai puternică. E un când ferment. Când apare ediția în limba engleză a cărții? Nu știm. Nu știi? La vreuna dintre cărți ai deja și ediție în limba engleză? Nu e foarte greu. Acum avem niște discuții cu agenții. Piața de limba engleză e sub 4%, piața de traducere de limba engleză. Trebuie să vă imaginați, în engleză până acum câțiva ani nu exista Jules Verne. N-a existat Jules Verne tradus nimic. Numai niște digesturi au existat. Nu mai zic de mai scritori pe care noi îi știm, ei nici nu au auzit de Eugène Sue sau mai ales ăștia francezi, Paul Feval, ăștia de aventuri, așa. Ei au avut ceva Dumas tradus. E foarte greu să ajungi să traducă cineva în America și doar dacă faci numere foarte mari în alte țări, eu deja am ajuns la numerele alea și în limba spaniolă și în italiană. Acum merge în Franța teribil. De bine, și există discuții pe care, din păcate, o să îmi cer scuze, dar nu pot să le devoalez. Sigur. Din rațiuni de confidențialitate și din rațiuni de, cum să zic, așa, superstiție. Nu sunt superstițios, dar din punctul de vedere. Eu sper ca foarte curând să apară și variantele în engleză. Uite, o întrebare pe care ți-am adresat-o și eu în emisiuni, de fiecare dată când am avut ocazia, și acum ești întrebat dacă te identifici cu unul din personajele tale. Haideți să vă citesc finalul cărții. Adică sunt niște precizări obligatorii la finalul cărții, după ce se termină cartea, deci nu o să vă citesc cum se termină, dar zice aici așa. Spre deosebire de Flaubert, autorul acestei cărți nu este doamna Bovary și cu atât mai puțin Charles Baker. Deci, știți că aici un joc, Flaubert a spus despre el, eu sunt Madame Bovary. Madame Bovary se moa. Doamna Bovary, și am zis, nu sunt doamna Bovary și cu atât mai puțin Charles Baker. Deci nu mă identific cu niciunul dintre personajele cărților mele. Sigur, e câte ceva din mine în fiecare dintre ele și câte ceva din mulți alții, așa cum percepem și înțelegem lumea și o împărțim în diverse lucruri. Nu prea puteți recunoaște personaje din viața, cum zic, imediată în el, cred. Adică nu unul singur, ci mai mult. Da, uite, și eu te văd pe tine în Charles Baker, orice ai zice. Pe mine, da? Zoc. Da. Am precizat că nu eu sunt. Știu, da, am și eu dreptul, ca și cititor. Da, bineînțeles. Să văd scriitorul într-unul din personaje, acolo unde consider eu că este locul. Deci, în momentul actual sunteți tot fericit? Bineînțeles, tot timpul am fost fericit. Eu nu scriu, știți că tot se spunea că scrisul e suferință. Blaga zicea, nu e durere atât de mare să nu se transforme în cântare. În cazul meu, scrisul e bucurie. Scriu cu bucurie și mă distrez. Dacă nu m-aș distra și nu mi-ar plăcea ce fac și pun acolo în text tot felul de capcane pentru unele, pentru oameni care știu că o să mă citească, pentru prieteni, pentru amici, altele pentru un scriitor ideal pe care mi-l imaginez, altele pentru grupuri de așa și asta mă distrează. Mă distrează foarte tare când cineva se prinde de asta. Da, un citat preferat ai? Nu. Obișnuiești să asculți muzică atunci când scrii? Uite. Nu, niciodată. Niciodată. Nu mă pot concentra la lucruri, două lucruri deodată. Cred că sunt destul de limitat așa, intelectual. Adică, nu sunt, n-am chestia asta napoleonică așa de atenție distributivă, de altfel nici nu cred în ea. Am cunoscut foarte puțini oameni care pot face două lucruri deodată, da mai multe. Adică eu dacă ascult muzică, ascult muzică. Deci, Corect. Sunt de acord cu tine. Dacă scriu sau citesc. Nu pot să le fac pe amândouă, că nu înțeleg nimic din nici care. Pentru mine muzica nu e un fundal. Și care este genul muzical pe care îl preferi? Mergând pe o ceartă pe... Da. Care mă adorme imediat. La un talk show. Și pe urmă să ne faci o postare să râdem până dimineața. Am o relație foarte bună cu muzica în general. Ce gen muzical ascult? Ascult orice... Când ascult, destul de rar, dar sunt meloman de operă, ca să zic așa, în primul rând. Mm-hmm.
Și care este personajul istoric care a influențat cel mai mult evoluția umanității? Așa. O să râdeți, dar am răspuns și în cărțile mele. Am răspuns Charles Baker în sensul ăsta, eu sunt Charles Baker. Walt Disney, după părerea. Walt Disney este personajul istoric care a schimbat lumea cel mai mult în bine. Eu așa cred. Nu știu dacă v-am răspuns satisfăcător sau nu. Eu așa cred. Educația, inclusiv asta literară, se construiește din timp cu migală și răbdare, în care trebuie să citești și cărți care nu-ți plac și cărți ratate și cărți neimportante ca să poți să înțelegi ce e o carte importantă. Da. Dacă ar fi să adaugi ceva în programa școlară. Zice aici, și aș vrea să intervin, zice o domnișoară, Andreea sau doamnă, cărțile din punctul meu de vedere nu prea se recomandă că nu toți avem aceleași gusturi. Dar aici trebuie să răspund, de fapt. Așa, ia să vedem. Dacă neapărat răspunsul meu. Sper să nu-l considerați un atac la persoane, nu știu cine sunteți. Gusturile se educă. E vorba asta noastră când îi zici cuiva, băi, dar mie nu-mi plac manelele tale. Îmi zice, gusturile nu se discută. Asta e un fel de scuză că el poate să asculte orice porcărie. Nu are decât să o facă în intimitate, dar să nu discutăm despre asta atunci. Gusturile se educă și exista un iezuit, un Baltazar Grasian în Evul Mediu, care a scris și o carte despre estetică și care a spus că ca să devin un om de gust, trebuie să renunț un pic la gusturile mele. Cele primitive, cele naturale, cele cum zic, care vin din neguri așa și care ne bântuie. Educația ne face să apreciem și mâncarea bună, ne face să apreciem și muzica bună, ne face să apreciem și literatura bună. Deci, da, se recomandă și gusturile se educă. Nu numai că se discută, dar e obligatoriu să te cerți pe gusturile tale cu argumente, bineînțeles. Numai din polemici, argumente de parte și de alta, bineînțeles, dacă ai deschiderea să le asculți și pe ale altora, nu să vii cu o idee preconcepută și să știi că o să pleci de la întâlnirea aia cu aceeași idee cu care ai venit și atunci n-ai să cauți acolo. Eventual numai ca să, cum să te iei de aia că nu au aceeași părere cu tine, dar trebuie să-i ajuți pe cei care vor să se educe. Nu înseamnă neapărat că ai dreptate. Dar din educație, apoi poți să ai gusturi. E exact ca povestea aia. Nu poți să scrii muzică fără să știi notele. E exclus. De ce ai putea să citești cărți fără să știi notele literaturii? De ce? Abia după ce știi toate regulile, poți să începi să le încalci. Dar nu poți să începi să le încalci, cum cred unii, înainte de a le cunoaște. Sper că v-am răspuns. Da. Cum crezi că s-ar putea organiza o campanie de stimulare a cititului? Organiza Vaticanul. Am fost, pentru această carte, am stat 2 luni în arhivele Vaticanului îngropat. Deci, numai că l-am vizitat, i-am răscolit măruntaiele, ca să spun așa. Ai stat în el. Uite, deci, dacă tu crezi că s-ar putea organiza o campanie de stimulare a cititului în rândul tinerilor și cum? Da, de asta, strategiile astea, Litera, editura la care publicăm, se ocupă foarte bine. Are niște strategii excepționale. Dacă ar fi ajutați un pic de guvern, cred că editurile toate din România, până la urmă, exact, au câteva strategii și au propus de-a lungul timpului soluții foarte bune. Unele s-au și făcut din când în când, dar prea puțin, prea puțin. Problema e politicianul care e incult și, cum zic, și care nu înțelege rolul cărții în viața unui popor. Scuză-mă, dar cred că putem vorbi despre asta. Unul dintre ăștia pe care îi vedeți la televizor n-a citit niciodată. Miniștrii învățământului sunt analfabeți. Uitați-vă, la Anisia aia sau cum o chema, deci care zicea decât astăzi timp. Uitați-vă la miniștrii culturii cum sunt. Deci, dar da, politicienii nu pun 2 bani pe educație pentru că modelul de succes în România este tocmai lipsa de educație. Dacă ești educat, ești un paria. Te dau imediat afară în șuturi. Ai gândit vreodată să intri în politică? Să intru? Nu. Eu am un doctorat în campanie electorală. Știu. Știu. Și am făcut campanii în tinerețe pentru câte cineva și mi s-au tot propus câte o chestie sau alta. Cum nu mi s-a părut nimic interesant. Dacă o să mi se pare, dar nu cred.
Dar fi interesant. Nu mă suportă nimeni, eu nu pot să tac să mă supun. Dar nu trebuie să te suporte și nici nu trebuie să taci. Ca mine și el săracul e, cum să zic, nu pot să zic, da, șeful să trăiește. Mă îndoiesc. Zice cineva că o să fie asasinat dacă intri în politică. Atunci mai bine nu, rămâi și scrie. Bine, dar intru și mă dau afară după 2 minute. Condițiile necesare ca să intri în politică sunt așa, să nu știi să faci nimic în primul rând, ca să depinzi de aia. Pentru că numai atunci faci tot ce se ordonă, când știi că dacă pleci de acolo, ești muritor de foame. Primul lucru este. Al doilea, să fii șantajabil. Și dacă nu știi să faci nimic, poate cine știe, ai idei, vrei să promovezi și așa mai departe. Astea sunt primele 2 condiții ca să intri în politică, dar nu numai în România, dar mai ales în România. Așa că nu prea corespund. Portretul robot al politicianului. Zice cineva că câteodată se miră că nu-mi șterg ăștia contul de Facebook. Da, uite, exact. Aveți decât să faceți o campanie de denigrare, să mă părâți în masă și o să mi-e ștergă, da? Îmi fac altul. Uite, atunci când vreți să citiți o carte, să o comandați, îi citiți descrierea? Recomandați citirea descrierii unei cărți sau sugerați să rămână acea latură enigmatică? A mai fost întrebarea asta, dacă în afara cărților cred în conspirație. A, ia uite. Cred într-o singură conspirație. Cred că există o conspirație imensă, în restul nu cred. Nici că, nu știu, că vaccinul e așa, nici în chipuri, nici în nimic. Într-o singură conspirație cred și care e conspirația prostiei. Deci asta e, cred că e o conspirație mondială și ține de când a apărut lumea. Cred că, într-adevăr, asta există. O conspirație a imbecilor. A fost o carte, Conjurația imbecilor, celebră și excepțională. Cred că există tipul ăsta de conspirație. Singurul tip de conspirație care există. Deci, în rest, da, niciuna. Poftim? Nu. Cum ți-ai început cariera de scriitor? O conspirație la nivel mondial. Asta nu înțeleg conspiraționiștii sau nu vor să înțeleagă. Toate pietrele trebuie să fie la locul lor și să se comporte tot timpul exact cum te-ai aștepta. Ori nu există tipul ăsta de nici matematic, de model matematic. Care se... Asta e un perpetuum mobile din ala de speța întâi sau două, nu știu, la care se autogenerează, care își reproduce. Asta nu se poate. Nu se poate pentru că de fiecare... Uitați, încercați, plănuiți un lucru mic, să jefuiți chioșcul din colț. Faceți-vă un plan, nu-l jefuiți, doamne ferește, nu vă învățați, dar o să vedeți câte nu vă ies, câte lucruri neprevăzute intervin într-un lucru atât de mărunt. E, atunci, cum să poți să planifici la virgulă o conspirație mondială în care toată lumea să tacă, în toată lumea să fie... Supusă, uite, cum se spune de nebunia care... asta cu COVID-ul, că e o conspirație mondială. Da, sunt niște... Că niște unii au pus la cale totul. Că zicea cineva pe Facebook, de Facebook aici, sunt și oameni deștepți acolo, de aia stau acolo, că nu stau pentru proști, stau pentru deștepți și care se pare că sunt totuși destul de mulți încă, ceea ce e bine, încă e bine. Sigur, prostia o să ne înghită la un moment dat dacă nu facem ceva, dar încă sunt foarte mulți oameni și inteligenți, și decenți, și bine crescuți, și bine educați, și care gândesc liber pentru numele Dumnezeu. Cărțile noi se vând în 500.000 de exemplare în România, nu? Aproape. 300 și ceva de mii a fost testamentul ăsta. Da, da. Ăștia cred, îmi place să cred că toți sunt oameni inteligenți. Totuși. Cărțile astea nu sunt ușoare, așa. Adică nu sunt cărți în care povestești un romans ușor, deși n-am nimic împotriva cărților, și alea sunt bune la ceva, nu? Adică dacă ne fac mai fericiți, cu atât mai bine. Dar că era, a scris cineva, a făcut o postare generală, zice, el e Vasile. El a făcut 4 clase, a fost repetent și la matematică, și la fizică, și la chimie. Însă el știe totul despre conspirații. Cam ăsta e profilul ăluia care zice că nu există pandemie și așa. Ce-mi place! Doamne, el, viața lui, el nu știe scrie să citească, dar a înțeles, domnule, toate secretele. E totul despre conspirații. Rotitele care ung lumea, cum funcționează chestia, cum fac aia marile imperii, cum produc bani, cum ne jefuiesc pe noi, popor cinstit, tot străinii ne-au luat tot. Vorba lui Pintilie, dar cimentul pentru catedrale cine l-a băut? Că nu l-au băut turcii, nu? Asta e. Cam asta e cu conspiraționiștii. Da. Deci, v-ați gândit să abordați teme pur românești? Cum ar fi? Pur românești, da. Nu înseamnă pur românești. Sarmale? Nici alea nu sunt românești.
Ciorba de lobodă. Asta e o temă care cred că e pur românească. Dar la ce vă referiți? Ce înseamnă pur românești? Ce-i pur? Poate acțiunea să se petreacă aici, să pornește la personaje autohtone, nu știu. Adică, Biblia pierdută se petrece în România, prima parte. Da. Da. Charles Baker, personajul principal din toate cele trei romane, e de origine română. În Testamentul lui Abraham se vorbește despre strămoșii lui de aici, despre casa din România, despre... cum zic, am făcut un român celebr în lume, într-un anume fel, pentru cei care citesc. Nu? Tot ce e românesc pur nu există. Există ce e universal. De-aia oamenii în lume se bucură la fel, suferă la fel, mor la fel, iubesc la fel, pentru că de asta cărțile și filmele prind și aici, și în America, și în Afganistan, și în Madagascar, pentru că alea bune, alea care vorbesc despre teme profund umane, care nici nu s-au schimbat foarte mult în ultimele câteva mii de ani. Da. Întreabă cineva dacă întrebarea este așa. Dar temele fundamentale sunt aceleași, în orice loc de pe planeta asta. Nu știu pe alte planete cum e. Fii atent. Te-ai gândit vreodată să navighezi în jurul lumii? Nu asta a întrebat. V-ați gândit să navigați în jurul lumii? Nu, scrie. Aici eu văd navigați în jurul temei cartea lui Enoch. Dar eu te întreb de jurul lumii. Să navighezi în jurul lumii cu ce? Cu balonul? Balon? Efectiv, nu știu. Și poate chiar să-ți duci un personaj așa. Să facă și el cumva ocolul pământului. Știi Jules Verne asta, ocolul pământului. Știu. Știu că știi, da. Nu, am fost în multe locuri și o să mă mai duc în multe locuri. Alea care mă interesează. Sunt și locuri care nu mă interesează deloc. Deci, par stupid și bătut în cap. Da, da, numai. De exemplu, nu m-aș duce în Afganistan sau în niciun loc unde există teroriști din ăștia, fundamentali, din niciun fel. Unde sunt, cum zic, dominanți, unde domină. Nu m-aș duce în Coreea de Nord, nici de curiozitate. Da. Cineva întreabă dacă în Biblia pierdută este Vlad Țepeș. Așa e întrebarea. Adică, păi dacă... Da, Țepeș, da. N-a citit cartea, sigur. N-a citit-o. Și poate că vrea să citească. Personajul real și despre personajul istoric și... E interesant. Citiți-o pentru că merită. E chiar... Nu e întrebare. Da. Ce ai făcut înainte de a fi scriitor? Uite. Am fost regizor de film, am avut o agenție de publicitate, am condus o revistă de cinema, am făcut doctorat în științe economice, am predat naratologie foarte mult timp, adică știința de a povesti. Și atâtea multe alte lucruri. A, era un răspuns pentru, am înțeles. Da, pentru cineva de mai sus, uite, spune. Nu-i nimic, oricum am explicat. Se non è vero, e ben trovato. Adică pică bine, oricum. Ah, exact. Da. Vă rog. Mai e cineva sau s-a speriat toată lumea și a plecat? Mai avem întrebări? Vedem, ar fi interesant să scrieți o carte care să aibă drept punct central, punct G, Legendele Egiptului. E cam erotic, da? Deci Legendele Egiptului. Legendele Egiptului, da, nu o să scriu o carte erotică. Iar Legendele Egiptului, da, ele sunt cuprinse și în Testamentul lui Abraham, despre Biblioteca lui Alexandria, care a fost și e mult acolo despre istoria Bibliotecii din Alexandria, ceea ce, într-un fel, e o parte din istoria Egiptului, chiar a Egiptului. Nu? Cred că am scris mult despre istoria Egiptului, chiar acolo. Aveți zeci de pagini despre asta. În ce epocă ți-ai fi dorit să trăiești? Asta e o întrebare pe care mi-am pus-o și foarte interesantă întrebare. A, da? Da, pe care mi-am pus-o și eu de multe ori, eu nu mă pot decide. Cred că acum, pentru că, nu știu, sunt un om care trăiește tot ce e contemporan.
din imaginea noastră edulcorată pe care o avem despre alte epoci, aș putea zice că m-aș mai duce un pic la Belle Époque, așa, la sfârșitul secolului al XIX-lea, numai devreme pentru că tot evul mediu, oricât de frumos ar fi, puțea îngrozitor. Eu nu pot să suport așa ceva. Deci, poate vă imaginați cum erau orașele alea minunate pe care le-au construit. Lumea arunca o lită în geam, știți, nu? Nu exista canalizare, nu exista nimic. Știți că regele Franței, am povestit asta și în Biblia pierdută, nu s-a spălat în viața lui. Deci, veneau dimineața și trăgeau cu un prosop un pic sub braț. Probabil aia era de nesuportat și asta era cam tot. Deci, din cauza asta, n-aș putea trăi înainte de inventarea, cum să zic, civilizată a obiectelor de igienă, pastă de dinți, perie de dinți, săpun, duș, așa mai departe. Te întreabă cineva dacă nu ți-ai dori să scrii despre Nicol. Întrebarea unui domn sau unei doamne. Așa. A existat un scriitor care v-a influențat sau pe care preferați să-l citiți? N-ați venit la început, am răspuns la asta. Am vorbit despre asta, da. Sigur, sunt mulți scriitori care m-au influențat. Toți scriitorii pe care am citit m-au influențat într-un fel sau altul. Suntem produsul întâlnirilor pe care le-am avut, inclusiv ale celor literare. Umberto Eco este unul dintre scriitorii mei favoriți. Am spus mai devreme, mai mult intelectual decât scriitor, dar și scriitor. I-am spus Lavinie și le-am spus ascultătorilor noștri că Schweik a fost cartea mea de căpătâi mult. Dar îmi plac foarte mult. De la James Joyce până la Faulkner, care mi se par uriași, care îmi plac. De la Herman Brock până la Fuentes, de la, nu știu, Shakespeare. Mult Shakespeare. Deci, pe viitor nu ți-ai dori să scrii despre Nicolae Grigorescu? Don Quixote, cea mai mare carte. Una dintre cele mai mari cărți scrise vreodată. Și pe care am parodiat-o într-un intermezzo din Testamentul lui Abraham, cel cu biblioteca zidită, dacă o să vedeți intermezzo, da. Cartea a doua și a treia, este o parodie 1-1 după capitolul cu biblioteca zidită din volumul 1 din Don Quixote, cea cu distrugerea cărților. Da, ce scuze. Deci, ai vrea să scrii vreodată despre Grigorescu? Nu, n-am auzit nici de Christopher Knight, nici de Robert Thomas. Îmi cer scuze. Am multe lapsusuri. Sunt conștient de asta și multe culori, dar nu le poți face pe toate, nici măcar să le citești pe toate. Se publică atât încât trebuie să faci o selecție. Și atunci selecția, în general, o faci în direcția preocupărilor tale. Și dacă ai un prieten sau un amic sau un cunoscut sau găsești niște referințe la niște oameni în care ai încredere și atunci poți să încerci și altceva. Alminteri, e atât de vast materialul, mai ales că eu din cauza cercetărilor astea pe care trebuie să le fac acum la cărțile astea complicate pe care le scriu, am tot mai puțin timp și trebuie să recunosc tot mai puțin înclinație să citesc ficțiune. Deci, dacă ai agonie și extaz. Da. Păi, altfel, nu pot să scriu o carte despre Michelangelo dacă nu încep de la agonie și extaz, nu. Dacă nu ai fi Igor Bergler, cine ți-ar plăcea să fii? Igor Bergler. Umberto. Recunosc. Da. Așa, da. Deci, da, spune și mie, de ce nu îmi răspunzi la întrebarea asta? Că e scrisă, doar așa să răspundem cititorului. Care? Deci, dacă îi scrie ceva despre Grigorescu, nu știu. Despre Grigorescu? Da, despre Nicolae Grigorescu. Dacă îi scrie o carte despre el. Știi cum făcea Schweik? Îl întreba cineva despre nu știu care și el zice, i-am potocat. Zice, da, nu e ăla care s-a îmbătat cu vin de prune și a căzut de pe pod? Eu cunosc doi i-am potocat. Pe unul dureau genunchii teribil. Cam așa și eu. Care Grigorescu? Știu și eu. Nicolae. Care tot umbla să găsească un portofel plin cu dolari și nu s-a întâmplat niciodată. Nu pot să scriu despre pictori, nu mă pricep atât de bine. La ăștia, Nicolae Grigorescu e manieră, mie nu-mi place. Nu e un mare pictor. A fost vândut așa de comunist. Avem picturi mult mai mari decât el. Baba, Andreescu, Suculescu sunt mai mari decât Grigorescu. Sunt pictori mari și în viață. Pictori mari și recunoscuți în afară și în viață. Foarte mari. Mari și recunoscuți în afară nu prea avem. Unul în viață avem, unul. Dar
din ăștia despre care știm noi care... Că mie îmi place de Ghenie. Na. El ăla e singurul, dar mai știu unul. Mai știu unul? Mai sunt artiști plastici la Timișoara. Da, Marcel Lupșe îmi place iarăși foarte mult. Avem artiști plastici buni și acum. Da? Nu mă pricep, nu-i zona mea, nu-mi cereți. Dar așa pot să vă zic la nivel de, cum zic, cel mai de jos amatorism despre arta plastică modernă. Asta în... Și tu când faci ceva trebuie să faci foarte bine, așa am văzut eu. Renașterii m-am educat destul de bine, ca să spun așa. Și în privința avangardelor de la începutul secolului 20. Adică pot să vă vorbesc ore în șir despre tașism, nabism, despre Fovi, despre Die Brücke, de Blaue Reiter și așa mai departe. Pot, despre Bauhaus, pot să vorbesc. Asta știu foarte bine avangardele de la începutul secolului 20, mai ales că ele se întrepătrund, nu sunt numai plastice, sunt și literare și asta le știu bine. Dar mai încoace deja nu am pierdut legătura. Dar îmi place, în general, Michelangelo. Îmi place... Citiți cartea, că o să aflați și ce îmi place din Michelangelo. Așa e. Nu vreau să vă dau. Zice cineva, cred că Pieta. Am scris despre ea în cartea asta, citiți despre ce am scris eu despre Pieta în cartea asta și vedeți dacă sunteți de acord cu mine. Sigur, e o capodoperă, fără discuție. Tu scrii în fiecare zi? Nu. Spre deosebire de mari scriitori ai lumii. Stephen King scrie 5 pagini pe zi de 50 de ani, orice s-ar întâmpla. E bolnav sau e mahmur, că el e cam în bată, cam des așa. Scrie dimineața la 5, când încă n-apucă să se îmbete. De mulți folosesc alte tipuri de substanțe, eu nu. În păcate, eu mă distrez suficient, n-am nevoie de ajutoare, de paliative, de sprijin, de nimic. Și nu scriu zilnic, scriu foarte intens când trebuie să termin o carte, dar în rest citesc, mă uit pe pereți, pentru la film mă plimb prin lume, fac alte lucruri și mai și lucrez și altceva când câteodată. O părere despre Radu Cinamar. Nu știu cine e Radu Cinamar, îmi pare. Așa. Ai fost certat de fani când ai terminat cartea? Da. Da? Cu de des, da. Unii erau foarte simpatici. Enervant n-a fost nimeni și nici deplasat, dar erau, haide domnule, lasă-mi comentarii astea, mai bine treci și scrie. Ce speță ce a dat timp scriind toate tâmpenele pe Facebook? Cum avea drept asta? O carte care să aibă cu idee principală un caz medical? Un caz medical. De ce? Nu mă interesează. Nu sunt medic. Sunt pe aici, Florin Chirculescu, un scriitor care scrie, e un medic, care scrie excepțional. Eu scrie despre cazuri medicale. Încercați și citiți-l, că e excepțional. Uite, am zis că nu vorbesc despre autori români, dar... Uite, de ce ai ales editura Litera? După Biblia pierdută care a apărut la RAU, am simțit nevoia să schimb casa într-o casă mai mare și care să aibă... RAU s-a comportat admirabil cu mine și ne-am înțeles bine, cu Biblia pierdută am făcut minuni, dar... Orice om vrea mai mult. Ca să zic, orice om vrea să mai schimbe, să mai evolueze. Din punctul de vedere, e o evoluție fără să jignesc pe nimeni. Editura Litera, după părerea mea, cea mai bună editură din România cu care să lucrez. Nu spun asta, n-am nicio obligație față de ei, nu sunt în pericol să mă pot duce oriunde, vă dați seama. Au tras de mine mai multe edituri la a doua carte, dar am ales editura care mi s-a părut cea mai... Pe mine, eu nu mă atașez de locuri, mă atașez de oameni. Și oamenii de aici mi-au plăcut foarte tare și nu am înșelat de vreme ce de... Sunt aici deja 5 ani, nu? De 5 ani, chiar așa. Carte și Biblia pierdută, pentru că a expirat contractul cu RAU, a fost reeditată într-o ediție revăzută și adăugită la Litera. Deci acum toate cărțile mele, cele patru de până acum, sunt la Litera și aici lucrurile merg în felul ăsta. Avem și alte proiecte comune. Sunt niște oameni foarte deschiși aici. Când eram tânăr, mă tot uitam la decernarea premiilor Oscar, nu că pe atunci voiam să fac filme și voiam să iau și eu premiul Oscar odată. Și începeau mulțumirile, nu? Da.
Și vedeam și toți mari regizori, actori ăștia pe care îi admirai, veneau pe scenă, aveau două minute, nu câte au acolo, un minut, două, și în loc să zică și ceva inteligent, ziceau, bă, da, ziceau, mulțumesc, mamă, mulțumesc! Gică și lui Guțu și lui aia, e admirabilul care m-a ajutat. Întotdeauna mi s-a părut că stâmpiță aia, deci e serios. Bă, dar ăștia n-au imaginație deloc, nu? Și mi-am dat seama abia după ce am început eu să-mi fac filmele mele și iată să scriu cărțile, că e cel mai important lucru ăsta. Oamenii care te sprijină. Și cei care te sprijină. Cei care te sprijină. Cum zic, puțini rezistă fără să fie sprijiniți. Foarte puțini. Ei numer pe degete. Sau în ciuda tuturor piedicilor care li se pun. Așa că, iar litera e admirabilă din punctul de vedere. Deci, am auzit multe despre multe edituri, nu tocmai de bine. Nu știu dacă sunt adevărate, dar acum fiecare e subiectiv autor și fiecare vrea pentru el mai mult decât primește și e o poveste lungă și editura zice, bă, dar de ce să-ți dau ție și să nu dau celuilalt? De ce nu băgați? E o poveste lungă aici. Și unii au dreptate și autorii au dreptate uneori și editurile. Dar la Litera n-au cealaltă problemă asta. Nu m-am lovit de nimic, de niciun zid. Orice am vrut să discut, admirabil. De asta stau aici. Plus că am dreptul să-mi fac o perțele singură, adică să zic, nu, sunt un fel de dictator în ceea ce privește cartea mea, adică nu las nimic să-mi scape de sub control și au acceptat asta. Mulțumesc. Atunci. Cum ai ales coperta la Biblia, la, nu la Biblie, la Testament, nici la Testament, la minciuna lui Michelangelo? Ce, a făcut-o Flori Zahiu, care e foarte, așa, foarte bună. Excepțională. Ia, prima oară când am lucrat a fost la Testament, că minciuna la Biblia perdută mi-a făcut singur coperta, dacă vine să credeți. Așa. În schimb, la Testamentul Abraham am făcut Flori Zahiu o copertă care pe mine, cum zic, am lucrat la ea, ne-am ciondănit un pic, am avut... De ce? Dacă nu lucrezi cu autorii români sau care să aibă forță, în general nu prea știu. Litera nu prea publica autori români. A început acum. Cred că a început cu mine sau nu știu dacă apărat. Acum publică. Acum publică. Are o secție specială pentru asta. Asta zic, dar nefiind obișnuiți, mai ușor să te iei la harță, pentru că dacă cumperi numai traduceri, ăla autorul de afară nu vede ce faci și nici nu are nicio putere asupra ta. Dar aici tot timpul cu autorul în coaste, cred că e enervant. Cred că e. Așa că conflictele astea, care nu sunt contundente în sensul că nu devin violente sau ceva, dar așa, te mai superi, că bă, lasă, t-am lucrat și tot nu-ți place, tot nu ești mulțumit, zic cum vrei, atunci zici, mai mută asta acolo, mai fac asta, dar rezultatul e, după părerea mea, astonishing, uimitor și la Testament și uitați cum arată coperta. Și trebuie să o vedeți în mod real. Deci absolut, absolut excepțional. Uitați-vă cum e inclusiv interior. Asta e din Hipnerotomachia Polifili. Desenul ăsta. O să aflați ce e aia în carte, dacă vreți. Da, glumițe de ale mele. Vă rog. Mai avem? Frumos, ia să vedem. Mai sunt întrebări? Ai mai găsit ceva? Nu știu dacă mai e cineva care se uită la noi după atâta timp. Noi nu avem niciun fel de... Uite. Oameni sunt acum. Cum este Igor în viața de zi cu zi? Exact ca în cea de noapte cu noapte. Deci, identic. Nu nicio diferență. Nu îmi pun o mască pentru televizor sau pentru interviuri. La bine știe foarte bine. E vreo diferență între mine asta de așa? Nu, ești același. Ești același și când discutăm noi așa ce mai faci. Nu porturi de niciun fel. Și când te-am invitat la emisiune, zice, povești ca 6 povești cu draci mai scrieți? Aș scrie 6 povești cu îngeri acum. Da, sunt convins că pentru, sau nu 40.000 de exemplare din 6 povești cu draci, ceea ce pentru proză scurtă în România e... Este enorm. Enorm. Nu ai de ce să fii supărat, e enorm. Da, comparativ cu romanele... Sigur. Se vinde foarte greu proză scurtă și am înțeles, inclusiv librăriile n-au vrut să pună în vitrină de frică. Știu că am auzit și eu discuții și încercam să explic, domnule, n-aveți de ce. La oameni la târg ziceau, ne plac atât că se dumneavoastră, că lasă și toată.
o cruce, scuipa în sân și zicea, bine, domnule, dar ce că și Creangă a scris Ivan Turbincă, Pașolina Turbincă, Certi, Danilă Prepeleac, zice, ce aveți cu dracii ăștia, ce v-au făcut? Mai ales că dracii mei sunt simpatici, v-am zis, nu, da, da, aș scrie șase cuși cu îngeri, sunt sigur că acolo despre Hitler și nazism. Păi dacă citiți testamentul lui Abraham și să vedeți că e despre nazism. Jumătate din carte exact despre nazism. Sigur ați făcut coperta de la Biblia pierdută? Cum? Dacă sigur ai făcut tu coperta de la Biblia pierdută. Da, mă rog, n-am făcut-o eu cu mâna mea. Am avut un art director care n-a făcut niciodată carte și eu i-am zis, fă acolo aia, trage dungile aia, pune poza asta, fă taie aia. Sigur, nu eu cu mâna mea, că nu știu să lucrez în Photoshop. Nu știu. S-a făcut. Dacă vom cumpăra cartea de pe Litera, vom privi autograful dumneavoastră? Cum adică? Întreabă dacă o să aibă și autograf. Cărțile de autograf sunt acum la precomandă. Mai e o zi, mâine. Aha, deci încă o zi. Oricum, eu de mâine încep să semnez mai pot primi? Mii de cărți. Nu știu cât o semnez. Cartea cu autograf. Nu. Astea sunt cu autograf. Restul care o să fie după aceea nu o să fie cu autograf. O să mai fie campanii pe cărți cu autograf. Poate câte o lansare unde ne putem întâlni dacă o trece pandemia asta. Dar, da. Uite, suntem aici, suntem aici. Așa. Pentru cele cu autograf, credeți-mă, n-am cum. Deci, gândiți-vă cât... Întreabă cineva dacă ai animal de companie, ai două pisici frumoase foc. Am, da. Care erau pe aici, dar la mine a văzut una, mai am luat-o în braț, am făcut proba pentru emisiunea asta. Am văzut-o la probă, e frumoasă. Da, e frumoasă, da, am frumoasă. Scuze, dar s-a citit greșit, ar vrea să cum va veni cu părți. Am mai zis, nu știu cum îmi vin ideile. Pur și simplu vin. Sunt tentat să răspund cu fraza de la Divertis, ăla bun din 90. Așa îmi umblă ideile în cap ca trenurile și vai de capul meu că mai și fluieră nici nu știu ce e în capul meu. Nu știu cum vin. Vin și pleacă. Unele pleacă, îmi pare rău că nu le-am notat. Și după unele îmi pare realmente rău. Poate că n-a fost să fie să rămână acolo, nu erau suficient de bune. Vrem să vedem pisicuțele de Mirandolina, uite. Sunt acolo pe lângă tine? Nu, din păcate. Cine știe, te le fugăresc pe aia. Nu sunt plin de fițe, adică cum e cu fițe autorul și, cum să zic, nu sunt stăpânul lor, sunt sluga lor, dar să vedeți cum sunt stăpânele dacă sluga e așa cu fițe. Aia așa. Greu de prins, dar o să încerc următoarea să le țin aici când începem. La următoarea discuție. Uite, dacă te-ai gândit să scrii despre comunism și ororile închisorilor? Păi tot scriu despre comunism. Inclusiv aici e o comparație între religie și cele două mari ideologii criminale, trei ale secolului trecut, nazism, fascism și comunism, care sunt de fapt același lucru cu mici variațiuni și care sunt religii laice. Și am explicat de ce lucrul ăsta. Sunt câteva pagini interesante despre asta, exact în minciuna lui Michelangelo. O carte bogată cu foarte multe lucruri. Dar așa o carte... Da, am o carte în pregătire care se petrece în comunism, dar nu e despre comunism. Dar e despre tarele oamenilor. Nu știu dacă o să termin. Se cheamă un ansamblu cam porcos. La câte proiecte am... Wow! Se duc și la capăt. E un fragment din ansamblu cam porcos în Biblia pierdută, varianta mică sau nu știu, sau chiar în... Nu, acolo, da. Ai un jurnal în care îți notezi ideile? Uite, o întrebare de la o doamnă. Ai un jurnal în care îți notezi ideile? Din păcate și o mare greșeală. Am reportofon când îmi vine să vorbesc, pentru că... E foarte greu să scriu mult și așa scriu de behăi și conspecte și așa că nu prea am notez. Doar dacă e ceva foarte important și mi se pare că asta nu trebuie scăpat, atunci da, găsesc, dar
Le scriu așa pe foi volante, nu e foarte mare ordine și sunt destul de ordonat așa la cărți, la ce fac, dar în asta n-am foarte mare ordine și de multe ori și nu mai știu unde le-am scris și le pierd. Și mă întâlnesc cu ele peste un timp și zic, a, uite, pe asta puteam să o folosesc. Te mai ajută cineva la documentare? Uite. Nimeni. Nimeni. Dacă ai avea puterea să ștergi un personaj... Am încercat. Nu se poate. Nu se poate. Nu pot să ai... N-am cum să explic. Adică e o chestie de, de feeling așa de... Nu știe, n-are nimeni, adică numai tu poți să știi ce vrei tu, asta. Oricât, dacă îmi faci o chestie... Pentru că oricum totul trebuie să treacă prin filtrul tău. Da, și eu nu plec cu idei preconcepte, exact. Vreau să scriu asta, am un plan foarte clar, niciodată planurile pentru cărțile mele sunt foarte clare. Am o vagă idee, chiar un rudiment de poveste sau de mai multe povești din interior și după aia ele cresc inclusiv din lucrurile pe care le citesc când mă documentez pentru o poveste, eu încep să vină altele. Și încep să apară niște coincidențe teribile, așa cum le găsiți în cărți astea, cum zic, parcă sunt legături de cauzalitate, dar toate sunt coincidențe, cum le găsiți în cărțile mele. Dacă avea puterea să ștergi un personaj din istoria lumii, cu toate efectele actelor lui, care ar fi acela? Absolut Hitler, nici nu se discută. La asta mă gândeam și eu. Nici nu se discută. Cel mai sinistru personaj al istoriei. Alături de Stalin... Și ăștia la noi, pe ăștia știm, dar așa au fost și aia de la Khmerii Roșii și Mao și absolut. Orice dictator aș rade de pe suprafața pământului, inclusiv cu o bombă, da. fără niciun fel de remușcare. Aș da o dronă. Da. Avem deja... N-am reușit să găsesc asistenta, nu? Nu. N-am reușit. Dați-mi, oferiți-vă. Salariu bun, lucru nu-i greu. Nu are, nu stă, adică lucrează de acasă. Mai ales că ar însemna să ții asistent, da? Dintre cititorii invocați. E așa, eu, cum să zic, eu n-am știut ce titlu să-i găsesc. Trebuie să ajute la niște chestii legate de cărți. Și să nu scrie Veli, nu arăți vedea. Și nici miau precum pisicile tale. Miau ca pisica. Mi-au spus. Mi-au spus. Mi-au spus. Da. Mi-au amintit. Da, din București. Da, trebuie să stea, să fie disponibil, să vină cel puțin 4 zile pe lună în București. 23 septembrie, nu e 23, e 21. 21, da. Să vine cineva mai devreme și mulțumesc. 21. Uite, spune la mulți ani anticipat. La mulți ani. Mulțumesc, dar prefer să-mi spuneți... Atunci. Atunci. Să-ți spun atunci, să nu se grăbească. Bun. Mai e ceva că deja copiii... Ne apropiem de final, zic eu. Programul de satelit al ăsta. Lavinia se merge acasă la copilaș. Eu trebuie să-mi hrănesc copilașii mei. Mulțumim frumos, dacă Igor. Vă mulțumesc foarte mult. A fost o reală plăcere. Întrebările au fost foarte inteligente. Lavinia, tu ai fost admirabilă. Mulțumesc și ție și editurii Litera că mi-a dat posibilitatea să fiu în seara asta cu tine și cu cititorii. Citiți-o și nu o să vă pare rău, vă garantez. Iar aia cu dacă vă schimbați vreo opinie și vreo părere, nu știu, nu urmăresc asta. Urmăresc doar să fiți informați despre tot și mai ales să vă distrați. Nu luați toate lucrurile chiar atât de în serios, că viața e prea scurtă ca să fim tot timpul ca sfinții, așa căcăcioși cu varice, așa, deci tot timpul constipați. De-aia îmi plac dracii și nu sfinții, pentru că dracii sunt veseli, iubesc viața. Sfinții tot timpul au cuiva de interzis cu ceva. Înțelegi? Asta e o problemă mare de tot. Deci, sfinții reali sunt aia care își exersează sfințenia doar pe ei înșiși. Nu încep să o facă cu aia din jur. Da, aia, nu. Aia e dictator. Un dictator de altă speță. Asta e cartea. O mai puteți precomanda până mâine cu autograf și cu o reducere de 25%.
De poimâine costă prețul întreg, dar nu nimic, ori o să fie reduce, sunt atâtea site-uri care fac discounturi, site-ul literar e cel mai bun acum că s-a dezvoltat și a crescut. Sperăm să avem și audiobook la aia, sperăm să fie și format electronic și mai ales sper să am cât mai multe întâlniri cu voi. Aș programa de acum un fel de o întâlnire, una pe lună sau una la două luni ca să stăm de vorbă și despre asta și despre celelalte cărți, că pe celelalte le-am neglijat și e păcat. Oricum, văd că nu prea iese lumea asta, i-am ținut aici. Nu vrea lumea să plece, da? Nici eu n-aș vrea să plece, cum a zis, avem și noi, suntem limitați. De... Minciuna lui Michelangelo, Catedrala în Flăcări, aștept să fiți cât de duri cu mine vreți, numai să o faceți într-un mod amabil și civilizat. În rest, îmi puteți spune orice. Nu contează ce spui, ci contează cum spui. Îi pot spune un Am citit la un moment dat ceva titlu, mi-a plăcut. Și ar suna în felul următor: Igor Bergler l-a prins pe Michelangelo cu minciuna. Cu două. Cu două. L-am prins cu două aici. Cititorii tăi trebuie să afle care sunt minciunile astea. Două minciuni, de fapt. Așa e. Așa e. O seară frumoasă și vă mulțumesc mult. O seară frumoasă. Mulțumesc, Igor. Mulțumesc, dragi cititori ai lui Igor. Mulțumim Litera.